rugat să nu spunea locul este ora 13. Declar deschise urmările ședinței ordinare de astăzi, 29 noiembrie, și vă rog să ne ridicăm pentru o ascultare națională a României. Dacă sunt voturi împotrivă, abținem,
În unanimitate a fost votat procesul verbal la ședința anterioară. Ordinea de zi a fost comunicată din timp, atât punctele inițiale, cât și suplimentarea ordinei de zi, care a fost dezbătută astăzi în comisiile de specialitate. Supun la vot proiectul ordinei de zi, astfel suplimentat. Cine este? Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt? Abține? Nu sunt? Deci ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de vot. Dau cuvântul secretarul general al județului, vă rog, domnule Daniel. Vă informa că proiectul de hotărâre ce pot fi supuse votul dumneavoastră deprinesc condițiile articolul 136 din codul administrativ, sunt însoțite de referatele de aprobare, de rapoarte de specialitate ale compartimentului de resort și avizele comisiei de specialitate. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Trecem la dezbaterea ordinii de zi. Primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenelor realizate în vederea ocupării funcțiilor vacante de șef secție neurologie și șef secție ortopedie și traumatologie la Spitalul Județean de Urgență de Leu. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia de Sănătate și Învățământ, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia de Juridică, doamna Andreea Ramona Dobra. Avis favorabil. Dacă sunt dezbateri la acest punct. Nu sunt. Supun acord proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Abține. Nu. În unanimitate a fost votat primul punct de pe ordinea de zi. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dumnezeu. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Dăniza Maria Bălănescu. Avis favorabil. Comisia de Sănătate și Învățământ, doamna Maria Ștefănien. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dorca. Avis favorabil. Dacă sunt dezbateri la acest proiect. Nu sunt. Supun acord proiectul de hotărâre pe ansamblu. Voturi împotrivă. Nu. Abține. Nu. Cu unanimitate de voturi a trecut și punctul 2 pe ordinea de zi. Al treilea punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a sanatorului de neurofiziologie Giurgiu. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Dăniza Maria Bălănescu. Avis favorabil. Comisia de Sănătate și Învățământ, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Avis favorabil. Dacă sunt dezbateri la acest punct. Nu sunt. Supun acord proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă se vot împotrivă. Nu. Abține. Nu. Unanimitate de voturi a trecut și acest punct de ordinea de zi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a sanatorului și de neumofiziologie PRAC. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Dăniza Maria Bălănescu. Avis favorabil. Comisia de Sănătate și Învățământ, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Avis favorabil. Dacă sunt dezbateri la acest punct. Nu. Supun acord proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Abține. Nu. Unanimitate de voturi a trecut și acest punct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii județene Ovidiu Suceava, Hunedoara, Deva. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Dăniza Maria Bălănescu. Avis favorabil. Comisia Sănătate și Învățământ, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Avis favorabil. Dacă sunt dezbateri la acest punct. Nu. Supun acord proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, abține, nu, unanimitate de voturi a trecut și acest proiect de hotărâre. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului de Artă TEFA. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Doamna Dăniza Maria Bălănescu. Avis favorabil. Comisia de Sănătate și Învățământ, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dorca. Avis favorabil. Mulțumesc. Eventuală dezbatere la acest punct.
Nu? Supun acord proiectul de hotărâre pe lansare. Dacă sunt voturi împotrivă, abținem, nu? Unanimitate de voturi atunci acest proiect de hotărâre. Șef. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Cultură și Artă a Județului Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Doamna Maria Bătănescu. Avis favorabil. Comisia de Sănătate în Vățiune, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Tora. Avis favorabil. Dezbaterea care sunt la acest punct? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Abține. Nu. Unanimitate de voturi, s-a votat și acest proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Cuiu. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Doamna Maria Bărănescu. Avis favorabil. Comisia de Sănătate în Vățământ, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia de Cooperare Interinstituțională, domnul Ion Chimiluș. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Tora. Avis favorabil. Dezbaterea de acest punct care sunt? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre pe lansare. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abține? Nu. Unanimitate de voturi. Atunci și acest proiect de hotărâre? Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza TADI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și reabilitarea imunului sănătorului de neumofiziologie practică. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Doamna Maria Fărănescu. Avis favorabil. Comisia Tehnică, domnul Ioan Șpan. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Tora. Avis favorabil. Dacă sunt dezbateri la acest punct? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre pe lansare. Votul împotrivă dacă sunt? Nu. Abține? Nu. Unanimitate de voturi atunci acest punct. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul numărul 20110/2018 de delegare prin concesiunea serviciului de operare și administrare a centrului de management integral al deșeurilor CMID Vâlcea Mare, județul Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Dorința Maria Bărănescu. Avis favorabil. Comisia pentru Servicii Publice, domnul Adrian Petruș. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Tora. Avis favorabil. Dezbaterea care sunt în acest punct? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre pe lansare. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abțineri? Două abțineri? Posibil prezent de la PNP. Mulțumesc cu majoritatea de voturi, atât și acest punct de ordine de zi. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului Dramatic IDS Petroșani. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Doamna Maria Bărănescu. Avis favorabil. Comisia Sănătate în Vățământ, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Tora. Avis favorabil. Mulțumesc. Dezbaterea care sunt pe acest punct? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre pe lansare, dacă sunt voturi împotrivă. Nu. Abține? Nu. Unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2023, precum și firele de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Doinița Maria Bărănescu. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Tora. Avis favorabil. Mulțumesc. Dezbaterea dacă sunt. Vă anunț că la acest punct nu particip la vot. Demeter, studiciu, nu particip. Am înțeles, domnul doctor. Supunem la vot proiectul de hotărâre pe lansare. Dacă sunt voturile împotrivă? Nu. Abține? Se abține domnul consilier județean Arion. Mulțumesc. Cu majoritatea de voturi a trecut și acest punct de ordine de zi. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2023. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Doinița Maria Bărănescu. Avis favorabil. Comisia pentru Sănătate în Vățământ, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Tora. Avis favorabil. Eventuale dezbateri care sunt în acest punct?
Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre pe raza. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu? Abține? Se abține domnul consilier Tățean Mariu. Cu majoritatea de voturi a trecut și acest punct de pe ordinea de zi. Punctul 14 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a Spitalului Județean de Urgență Treca, precum și privirea decretului bugetare ca cu același capitol al bugetului. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Funița Maria Bărănescu. Avis favorabil. Mulțumesc. Comisia de Sănătate și Învățământ, doamna Maria Ștefănie. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Avis favorabil. Dezbateri la acest punct nu votez. Da, mi-a interesat, nici eu nu votez la acest punct. Am înțeles, doctor. Supun la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, dacă sunt voturi împotrivă. Abține. Se abține domnul consilier județean Arion. Cu una, cu majoritatea de voturi a trecut și acest proiect de pe ordinea de zi. 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Hunedoara în Comitetul de Organizare UNESCO, constituit pentru monumentele istorice din județul Hunedoara, înscris în lista Patrimoniului Mondial ca parte a unui serial Cetățile Dacice din Munții Oreștii. Punctul de vedere al Comisiilor de Specialitate. Comisia Tehnică, domnul Așban. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Avis favorabil. Eventuale dezbateri la acest punct? Nu sunt. Primele două articole din proiectul de hotărâre se vor adopta prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului de la articolul 1. Vă rog. Propun pe domnul arhitect Mutu Ion, care este locător în cadrul Consiliului Județean. Articolul 1. Da. Iar la articolul 2. La articolul 2 propun pe doamna consiliului Panatia Georgeta, tot un proiector în cadrul Consiliului Județean. Da? Dar mai sunt și alte propuneri? Nu? Rog comisia care se ocupă de acest lucru să tragă numele de plătine de mult și să trecem la vot, este vot secret. Vă invit să intrați în sală pentru a reda lucrările de ședință ordinară de astăzi. Mulțumesc! Dau cuvântul secretarul general al județului pentru a prezenta procesul legal privind rezultatul votului. Comisia a procedat la anularea votului, numai 10 trei de către consilieri județeni a votului secret pentru desemnarea reprezentantului județului doar al Comitetului Organizat la UNESCO, constituit pentru monumentele istorice din județul Hunedoara, înscris în lista Patrimoniului Mondial, acum în seria Cetățile Dacice din Munții Oreștiei, propune domnul Mutu Ion. Au votat în plenul ședinței 32 prin vot secret de consiliere, 0 buletine de vot comune pentru domnul Mutu Ion, au fost exprimat 32 de voturi pentru, 10 împotrivă. Secretar general, suntem prezenți în sala 31 de consilieri de județeni. Da, apare un domnul. 31 ori nu. Că nu este domnul președinte și domnul Corea care și-a dat demisiunea. Suntem 31. Da, în fața demisiunea. Comisia a procedat la numărătoarea voturilor. Domnul președinte, către consilieri de județeni a votului secret în desemnarea reprezentantului județului de la Comitetul de Organizare UNESCO constituit pentru monumente istorice din județul Hunedoara, scris în lista Patrimoniului Mondial, în serial Cetății Dacice în Munții Oreștiei, propune doamna Maria Georgeta.
Numărul de consilieri care au exercitat votul valabil exprimate 30. Un vot nul, 30 de voturi pentru, un vot nul pentru doamna Patricia George. Țel pentru care a fost încheiat procesul de verbal. Mulțumesc! Mulțumesc, Lasca, a fost adoptat articolul 1 și 2 din proiectul de hotărâre. Articolul 3 se adoptă prin vot deschis. Dacă sunt votul împotrivă, abține, nu. Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre pe ordinea de zi. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua a proiectului modernizare cu alt trafic prăjitor DNJ de Gelman, George Frego Bulna, Rapidul Mare Uroi, Chimintia, Rău Vârstău, Șoimuș, Brănișca, DNJ de Iriacor, Smith, 11.02.02. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Dunița Maria Bădănescu. Avis favorabil. Comisia de Cooperare Interinstituțională, domnul Ion Chirpiduș. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Avis favorabil. Dezbatere, dacă sunt acest punct. Nu? Supun acord proiectul de hotărâre pe Rasandru. Dacă sunt votul împotrivă, abține. Se abține domnul consilier județean Adrian Victor. Cu majoritatea de voturi, atribuie și acest punct pe ordinea de zi. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua proiectului linia verde de autobuze electrice între Petrila, Petroșana, Limasa, Puncanu, Lupei, Nurican, Green Line, Valea Jurului, componenta 2, Cox Smith, 12.21.20 și achetări legate de etapa a doua proiectului din cadrul programului regional FESC 2021-2027. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Dunița Maria Părădescu. Avis favorabil. Comisia de Cooperare Interinstituțională, domnul Ion Hirpiduș. Avis favorabil. Comisia Juridică, doamna Andreea Ramona Dobra. Avis favorabil. Dezbatere la acest punct. Doamna Nicu, vă rog. Peste 55% proiectul este, adică sunt cheltuiți bani.
Componenta 1, care conform ordonanței 34, nu se fazează. Urmează, cred că astăzi, dacă nu va apărut o hotărâre de guvern, autoritatea de regiment va schimba ordonanța, iar toate proiectele pe mobilitate nu vor mai vor face excepție de la ordonanța 34, care spune că la 30 septembrie trebuie să ai minim 5% de condiții. Acestea pot fi fazate și mai mult decât atât, la noi, în județul Mândoara, sunt proiectul pe mobilitate are corespondent de veiții valajului și vom lua toți banii din fonduri europene. Consiliul Județean Mândoara, în afară de banii neelegibili, ce aproximativ 4 milioane de lei, nu va pune niciun ban în plus și toți banii vor fi luați din fonduri europene, din programul următor. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să participe la dezbatere de acest punct? Nu? Se pun la vot proiectul de hotărâre pe care am semnat. Dacă sunt proiectul împotrivă, abține. Se abține domnul consilier județean Adrian Victor și domnul Mujic. Viorel, scuzați. Viorel, da. Mă scuz, domnul consilier. Da. Cu două abținere a trecut și acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi, 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 146 pe 2023 privind aprobarea documentației tehnice economice faza DANII și a indicatorilor tehnice economice pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și reabilitarea hotărârii Palat Administrativ, aprobat 1 decembrie 1918, numărul 30. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Comisia Economică, doamna Donița Maria Bătănescu. Aviz favorabil. Comisia Tehnică, domnul Ioan Șpan. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunteți parte de acest lucru, domnul Ioan Șpan. Vreau să intervin și să spun întrebări. Cele trei proiecte pe urmă de zi și este vorba de clădirea Consiliului Județean, proiectul de este Direcția de Finanțe, actuala clădire și clădirea de autoritate, de desfășoară activitatea Direcția copilului. Sunt proiecte prin PNRR. După ce am făcut studiul de fezabilitate, a reieșit o anumită sumă. Acum, finanțatorul, în speță cei de la PNRR, încerc să aprobăm la virgulă suma care mi-a dat în acest studiu. Și de aceea ne cere să revenim cu proiectul aprobat în fața Consiliului Județean, cu suma care mi-a dat în urma studiului și atunci ăsta este motivul cu care am venit în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Supun la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, abține. Domnul consilier județean Arion Iorel. Cu majoritatea de voturi a trecut și acest proiect de hotărâre de zi. 19. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Mândoara numărul 161 pe 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DANII și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ aprobat 1 decembrie 1918 numărul 28. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate a Comisiei Economice, doamna Doamna Maria Bărănescu. Aviz favorabil. Comisia Tehnică, domnul Ioan Șpan. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbatere dacă sunt acest lucru. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abține. Domnul consilier județean Arion Viorel. Cu majoritatea de voturi a trecut și acest punct de pe ordinea de zi. 20. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Mândoara numărul 69 pe 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DANII și indicatorul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități bunicare. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate a Comisiei Economice, doamna Doamna Maria Bărănescu. Aviz favorabil. Comisia Tehnică, domnul Ioan Șpan. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbatere dacă sunt la acest punct? Nu. Supun acord proiectul de hotărâre pe ansamblu. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Abține. Domnul consilier județean Arion Viorel. Cu majoritatea de voturi a trecut și acest proiect de pe ordinea de zi. 21.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirii în licitație publică a unui spațiu aflat în domeniul public al județului Hunedoara și în administrarea sanatoriului de neonofiziologie Prag. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Domnița Maria Bănănescu. Aviz favorabil. Comisia Juridică, doamna Ramona Andreea Domnan. Aviz favorabil. Dezbatere la acest punct? Nu. Supun acord proiectul de hotărâre pe ansamblu, votul împotrivă, dacă sunt? Nu. Abține? Nu. În bună amintire a fost aprobat și acest proiect de ordine de zi și punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind etapizarea proiectului realizarea funcțiilor de civilizație clasice cu realizarea și modernizarea străzilor de acces în municipologie, finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare numărul 4350-0606-2019, cod SMIS 123-193 și a cheltuielor legate de etapa a doua a proiectului în cadrul programului de NAM FREST 2021-2027. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, Comisia Economică, doamna Maria Donița Bădănescu. Aviz favorabil. Comisia pentru cooperare interinstituțională, domnul Ion Dinduș. Aviz favorabil. Comisia juridică, doamna Ramona Andreea Dobra. Aviz favorabil. Dezbatere dacă sunt în acest punct? Nu. Supun acord proiectul de hotărâre de ansamblu, dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Abține? Domnul consilier județean Anion Fiorel, cu majoritatea de voturi, a trecut și acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la ultimul punct, întrebări interpelări la diverse. Vă rog, domnul consilier județean, dacă aveți probleme de dubte. Vă rog, domnul consilier județean, Jordan. Administratul public, vă mulțumesc tuturor consilierilor care au votat
regulamentul care a votat în buget suma de bani și care în ședința de luni au votat ca echipa familiei județului Medoara, a familiei Medoara, să poată beneficia de o anumită sumă de bani. Suma nu este fixă în condițiile în care au cheltuit de perioada 28-15 decembrie, pot lua toți banii. Dacă nu, vor lua numai partea care va veni la devol. În același timp, ca suportere al Guvernului Medoara, mă miră faptul că cei doi consilieri prezenți la Medoara, domnul Orion și domnul Mujic, au avut posibilitatea să ajute efectiv Corvinul Medoara. Din păcate, să, prin votul lor care a fost abținere, nu au avut să ajute Corvinul Medoara și de aceea cred că oamenii vor taxa acest lucru. Vreau să vă mai spun, conform regulamentului aprobat de Consiliul Județean, conform sumei aprobate dumneavoastră, a fost posibilitatea tuturor echipelor care fac performanță să vină, să se înscrie pentru a lua bani. Din păcate, numai Corvinul Medoara a depus dosar pentru a lua acești bani. Dacă vedem și alte cluburi care îndeplineau condițiile, toți treceau prin sita comisiei și era posibilitatea să câștige cât mai mulți bani. De aceea, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor consilierilor județeni care au aprobat ca Corvinul Medoara care face, care este pe locul 2 și face performanță județul Medoara, să poată beneficia de o anumită sumă de bani. Nu toată suma care a fost dată, nu cred că va putea fi cheltuită. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu, dar să te înscrie, dar o aprobare. Să nu mai fie finanțat, să-și
integral duse de Consiliul Județean. Le-am primit și cer acum să vă rog este să ne puneți la dispoziție prin format digital pe grupul de consilieri sau pe e-mail pentru că sper să aibă toți consilierii acestea. Chiar dacă doar eu i-am solicitat, eu mi-am lămurit punctele pe care m-am lămurit, dar vrea să fie poate chiar publicată pe site, să știe și toată lumea ce e status. Altelor de cuvânt care sunt la versetul în Consiliul Județean. Vicepreședinte, dragi colegi, precum știți, s-au făcut niște donații pentru achiziția unor testere pentru cluburi. Acum, donațiile s-au finalizat, dar făcut, dacă puteți să întâlneți nouă finalitatea acestei achiziții sau la acestei donații și, bineînțeles, aș fi curios, interesat și de procedura ulterioară. Vor fi folosite, cum e gândirea, unde vor ajunge și cum vor fi utile celor din puteți. Vă mulțumesc. Vă va spune Andrei Zucăr și domnul Ștaier, care a strâns banii, eu vă pot spune doar așa. A fost, în urma președinte, o discuție cu inspectorul șef și șeful de poliție și cu Federalul Județean. Inspectoratul Județean de Poliție nu poate primi sponsorizări. De aceea, banii care s-au strâns, se va ocupa cele două drag testuri, da? Care vor fi donate din partea consilierilor județeni, din partea locului, către Corpul Național al Polițiștilor, Filiala Județeană, și Corpul Național al Polițiștilor va da către Inspectoratul Județean de Poliție. Mai departe, vă spune Socrăciu. Vor fi donate din partea Consiliului Județean care au donat indemnizația. Da, stimați colegi, eu vreau să fac precizarea referitor la cele două aparate trapeze. Din partea Autorității Credeale de Ordine Publică Hunedoara, s-a strâns suma de 41.239 de lei, iar din partea consilierilor, suma la care a participat și domnul președinte al instituției Mr. Laurențiu și domnul administrator public Costel Avram, iar din partea consilierilor județeni s-a strâns suma de 38.510 lei. S-a făcut comandă pentru cele două aparate drag test marca Dragger 5000 și plus 20 de kituri de teste care vor putea fi folosite împreună cu aparatele. Vreau să fac precizarea că nu sunt doar aparatele simple, ele vin în kit, cuprind geante de transport, cuprind baterie, cuprind tastatură, imprimantă pentru rezultatele care vor fi tipărite și încărcătoare care pot fi folosite atât la, în teren, cât și în serviciul Inspectoratului de Poliție. Singurul dezavantaj e că vor dura comanda undeva la 30 de zile până când vor fi livrate aceste echipamente spre a fi donat de Inspectoratul de Poliție. Modelul care spune Andrei este discutat cu cei de la Inspectoratul de Poliție, care au vorbit cu cei de la București și atunci l-au pus în legătură pe Andrei pentru a găsi soluțiile și au cumpărat direct, a face cererea pentru a lua direct și președintele a spus că în momentul când vor veni la solicitarea de a fi date la Corpul Național al Polițiștilor, vor fi o conferință de presă care vor fi invitați toți cei care au donat aici la Consiliul Județean. Da, domnule. Permite, am putea să zic procedura efectiv cum care va fi utilitatea lor finală. Noi am înțeles că trebuie la poliție. Oile pot să stea la poliție și într-un lare. Ele au un scop și important este scopul, nu aflu singur, pentru că... Le-am înțeles. Asta e asta, vrea să te simt informații. Le-am înțeles că noi au nevoie de așa ceva, fiindcă au foarte puține. Și atunci chiar devine ca rămușa aceste două caractere în județul de la. Vreau să fac precizarea că integratul de poliție are un necesar de 24 de astfel de aparate pe județ, în momentul de față ne trebuie doar două, încă două pe care le vom duna noi. Acum să nu poate să fie un pic în eroare și n-am înțeles de la acelea scopul. Am înțeles că scopul a fost să testăm minorii. Așa, în cadrul școlilor, nu să testăm șoferii. Aparatele vor fi folosite în proximitatea școlilor, pentru că se pune vara. Deci, eu am înțeles că ele vor fi pentru testarea
celor cu vârste mai mici, da? Din, acum, eu nu sunt jurist, dar din ce știu eu și cum am mai discutat cu cei care sunt mai în materie, poliția română nu poate testa chiar pe oricine, da? Pot testa în anumite situații. Există legislație în domeniu, în așa fel încât să putem face o testare voluntară. Poate poliția face acest lucru, un șoț, de exemplu. Asta, eu, din punctul ăsta de vedere, spun. Avem o finalitate pentru ceea ce facem. Sau am cumpărat niște testele care sunt utile, adevărat. Nu zice nimeni că nu sunt utile. Nu zice nimeni că poliția are nevoie de ele. Dar nu ajung la obiectivul pe care l-am stabilit inițial. Vă mulțumesc. Aparatele vor fi folosite în facultatea școlilor, iar cu acordul părinților, cred că vor fi putea fi folosite și în interiorul școlilor. Ați gândit un mod organizat de a face acest lucru sau doar credeți și ne așteptăm să se întâmple ceva? Bun, haideți la inspectorul general. Aici ar trebui să am o intervenție și precizez faptul că în cazul elevilor major, care au primit vârsta de 11 ani, acordul pentru testare le aparține în cazul elevilor minori, dar este într-adevăr nevoie de acordul părinților. Mulțumesc. Întrebarea aceea și dacă se poate, domnule vicepreședinte. Mulțumesc. Dacă acestea sunt omologate și dacă sunt ceea ce trebuie pentru a putea fi folosit. Traiectorile acestea le folosește Poliția Română, Inspectoratul General al Poliției. Exact aceleași traiectorii. Același model. Am înțeles. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții în cazul acelor pentru firma lui. Și atunci comentează, domnul meu, am zăcat bani.
Dacă mai sunt și alte rând de lucru, vă rog. Nu mai sunt. Înainte de a declara ordinea de zi prin legitimitate de sănătate lucrurile de ședință ordinea închisă, vreau să, pentru că urmează o mini-vacanță, începând de mâine, Sfântul Andrei și Ziua Națională a României de Octobrie, pentru că sunt pătășinuită, să vă transmit din partea Arhiepiscopului Consiliului Județean, în legătură cu domnul Laurențiu Nistor, la mulți ani, multă sănătate, alături de cei dragi și sunt sigur că majoritatea dintre dumneavoastră veți participa la acolo de acest domiciliu la însăpătorirea Ziua Națională a României. Vă mulțumesc! Numai bine!